Lucrările de asfaltare s-au extins și pe străzile Artileriei și Gheorghe Murea. Încă de la primele ore ale dimineții, echipele municipalității au intervenit cu utilaje în zona Tomis 2. După ce a fost decopertat carosabilul, muncitorii toarnă acum primul strat de asfalt. Cei care locuiesc pe această stradă sunt mulțumiți că în sfârșit se asfaltează și la ei. Să se lucreze, să se facă frumos. Mie mi se pare bine, dar cum repară, cum asta, să zic că da. E bine, da? E bine, că putem să ne plimbăm cu bicicleta. De asemenea, aceștia susțin că astfel de lucrări ar trebui să aibă loc în mai multe zone. E bine, e bine, păi da, e foarte bine să le facă pe toate așa, n-ar fi rău. E foarte bine și trebuie și pe Alea Panselei, pe acolo, acolo e terminat și pe Flămânda. Și plin de gunoaie și strada stricată. Echipele municipalității intervin în aceste zile și pe strada Rândunelelor, din cartierul Coiciu. Traficul va fi restricționat alternativ pe câte un sens de mers vineri și luni în intervalul orar 7:30-15:30. Conducătorii auto care locuiesc sau tranzitează zona respectivă sunt rugați să nu parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil pentru a evita ridicarea lor.